Bine v-am regăsit, mai facem încă un unboxing astăzi. Avem aici o mașină de găurit cu impact de la Makita, este cu fir. Am luat această mașină din pură curiozitate, pentru că nu am mai lucrat până acum cu o mașină de înșurubat cu impact și vreau să văd dacă m-ar ajuta mai bine genul ăsta de mașină la înșurubat pe aici, pe la mansardă, scânduri și alte șipci. Vreau să văd dacă mă ajut mai bine de asta față de filetantele mele alea mici cu acumulator, de câte m-am documentat și eu pe internet. Genul ăsta de mașină cu impact este mai comodă de utilizat la înșurubat de exemplu de negrese, cum le spunem noi. În primul rând că bitul ăla nu mai se dă peste cap, ați văzut la filetanta normală, atunci când îngrădește, de exemplu, într-un nod sau ceva, tinde să forțeze și mai patinează capul bitului în capul șurubului și astfel de mașină, am înțeles că s-ar comporta mult mai bine la genul ăsta de lucrare, pentru că îi bate acolo în capul șurubului până când îl face să intre forțat. Mai ușor, dar intre mai bine și tocmai de asta am luat-o. Sunt și eu curios să văd cum se descurcă. Nu mai știu ce model e ăsta, că de-aia mă uitam, scrie aici TD-010-1F. Deci este o mașinuță așa cu fir. Am luat cu fir pentru că era mai ieftin și am zis că dacă nu îmi place sistemul, dar nu cred că n-are de ce să nu-mi placă. N-avea rost să investesc foarte mulți bani. Încerc să desfac cutia, să vedem și noi ce avem înăuntru. În orice caz, este o mașină pe care, după cum v-am spus, am luat-o ca să o folosesc pe aici, pe la mansardă, până o să-mi termin eu de înșurubat toate chestiile pe care le am. Hai să vedem cum iese din cutie. E cam înțepenit aici. Nu mai e nimic în cutie. Hai să o punem aici. Avem manualul tehnic și cu alte chestii. Cam cum vinile de obicei. O să mă uit pe ea. Nu e genul de unealtă la care să nu știi să o folosești sau să nu te prinzi cum funcționează, dar e bine să... Aici mi-au dat și un bit cu două capete. Sunt PH2 acolo, din câte îmi dai o seama. Da, scrie și pe el. Și hai să ne uităm un pic și la mașina asta. Deci cam așa arată. Este un model destul de mic, uite cât palma mea, ca lungime. Capătul ăsta eu am crezut că e din aluminiu sau ceva, dar e tot plastic, acum îl văd, având mașina în mână. Hai să vedem așa cum arată din toate părțile. Avem sigla, capacele astea probabil sunt pentru a umbla la cărbune, verifica și a-i schimba. Avem un schimbător de sens, un întrerupător, aici mai este o lumină de lucru, un mâner cauciucat de tip soft grip, pe spate aici niște fante de aerisire, pe partea aceasta avem o etichetă, să încercăm să vedem ce se vede acolo. Aici avem scris modelul, anul fabricației, între 0 și 3200 de percuții pe minut. Are 230 de wați și știu că lucrează cu o capacitate, să spun așa, un cuplu de 100 de Nm. Dar văd că nu scrie pe ea. Astea le-am aflat de pe site-ul de unde am comandat-o. Un pic am murdărică. Așa cum vinile de obicei. Aici văd că mai are o gaură așa, pare înfiletată înăuntru,
Nu știu pentru ce este găurica asta de aici. Probabil că merge să-i prinzi, da, merge să-i prinzi o clemă de agățat. Să o agăți undeva să stea. În rest, așa este foarte ușurică și comodă. Și abia aștept să o și probez. Deci capătul mașinii este așa cum este la sistemele alea de șurubelniță pe care le am eu. O prindere din asta tot așa cu siguranță acolo de tip SDS. Se trage inelul ăsta în față și introduci în mod direct ori bitul, ori prelungitorul cu bit. Așadar, haideți să o pun un pic și la teste. Aș vrea să fac o comparație, să înfiletez 10 negrese cu chestia asta și 10 cu înfiletanta mea, cu acumulator. Să văd și eu cam care e diferența și cum mă simt la lucru cu ambele și cât de repede înfiletează asta, respectiv față de aia, sau poate invers. Haideți să le punem la un test. Așa cum vă spuneam, sistemul de prindere este foarte simplu. Se poate băga fie bitul simplu, fie cum îl fac eu acum, cu tot cu prelungitor. Eu o să-l bag cu prelungitor ca să-mi fie mai ușor să-l scot după aceea. Și mi-am pregătit aici 10 negrese pe o parte, 10 pe cealaltă. 10 le voi înfileta cu asta de la Makita și 10 cu înfiletanta de la Bosch. Că vreau să văd și eu ce diferență este într-o mașină de înfiletat cu impact și una normală, cum am eu. Hai să-i dăm drumul la treabă. Da, ați văzut probele celor două mașini. Eu nu știu acum cât timp i-a luat ăsteia și cât timp i-a luat ăsteia, trebuie să mă uit pe clip să cronometrez. Cert este că cu asta, când am prins șurubul bine pe poziție, o duce imediat. Asta se descurcă foarte bine și nu are niciun fel de problemă, dar e un pic mai înceată decât asta. La asta, când a prins bătaia, s-a dus până în fund de tot. Se descurcă foarte bine chestia asta, jucăria asta mică, și chiar se simte bătaia impactului. Acum e și lemnul ăsta destul de moale și intră foarte ușor în el. Îmi doream să găsesc undeva o zonă mai tare, așa, cu densitate mai mare a lemnului, să văd acolo cam cum s-ar descurca. Că genul ăsta de negrese tind să se rupă atunci când întâmpină, de exemplu, un nod așa cam cum e aici și filetanta se învârte tot timpul, are tendința să rupă și șurubul, să strâmbe și bitul dacă e unul prost. Așa, asta forțează până când îl duce. Asta e sistemul, asta este rostul sistemului cu impact. Încă o chestie pe care am constatat-o, impactul ăla nu pleacă decât atunci când întâlnește, când simte că e un pic îngrădit. Altfel nu pleacă, se comportă ca o înfiletantă normală. Deci asta, cam asta ar fi diferența între o înfiletantă din asta cu fir, cu impact am vrut să spun, nu cu fir, că poate să fie și cu fir și cu acumulator, și una normală. Fără impact. Da, eu sunt mulțumit de mașină cum se descurcă. O să văd mai bine când o să o supun la teste mai îndelungate, la treabă mai lungă. Dar una peste alta e o achiziție bună. Cam asta a fost și clipul meu de astăzi. Vă mulțumesc pentru vizionare. O să ne reauzim la clipul următor. Până atunci, eu ca de obicei vă doresc să aveți chef de treabă și numai bine. We'll be right back.